A revenit în direct, așa cum v-am promis imediat după știri. Primul invitat din această dimineață este Valentin Guță, antrenor și competitor la Body Gym Deva. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața, Valentin, bine ai venit! Te-am chemat cu ocazie deosebită. Tu în acest an ai participat la Fitness Universe Weekend Miami Beach, iunie 28-29, în Statele Unite, la Miami, așa cum spuneam, la un concurs deosebit, unde de fapt ai și adus, o să să putem face un zoom pe trofeu. Pe trofeu? Da, dăm voie să prezint eu trofeu. Muscle Mania. Invers, cred că. Nu, cred că așa e. Așa e, dacă prinde, da? Muscle Mania, un trofeu. E rezultatul oficial de pe site, e locul 2. Scrie second Guță Valentin. Da. Numărul 382, numărul de partid, număr de concurs 382 și, bineînțeles, cum e la orice concurs internațional, nu intri așa, știți, eu sunt Guță Valentin, bine, la revedere. Îți dau oamenii, ai număr de concurs, ai să nu intre oricine în baza să sportivă. Să spun cam care sunt criteriile de participare. Spune-ne, te rog, puțin despre acest concurs și ce înseamnă el pentru culturism. Că aș vrea să mulțumesc cu această ocazie conducerii Consiliului Județean, care mi-a asigurat transportul, și unei persoane deosebite, un investitor din județ, Gabriel Doda, fără de care nu puteam să am cazare asigurată. Cazare, deci iată, ai avut și oameni care te-au ajutat. Ca să participi la asemenea concurs, trebuie să ai niște rezultate pe plan internațional. Deocamdată am 13 medalii în România, în care 7 sunt pe plan internațional. Participarea la Muscle Mania se face pe 5 categorii. Fitness, culturism, bikini, model. Eu am intrat la culturism, Muscle Mania. Este o federație naturală 100%. Toți competitorii în ziua înscrierii, aici am duplicate de la controlul antidoping, care se face 100%. Deci nu prin sondaje ca la altă federație, locul 1 sau 1, 2, 3. Fiecare, toată lumea. Toată lumea face controlul antidoping. După aia ne scriem. Deci este 100%. Foarte multă lume speculează sportul ăsta cu așa zisul dopaj și așa mai departe. Deci nu mai intru în detalii. Deci este 100% natural, nu poți să trișezi deloc. Da, păi și văd că au aici, uite, îți arată test type. Tot, pe aici. Urine or saliva. Și îți dă aici bupeprofin, cocain, da. MDMA, metadonă, metamfetamină, opiate și așa mai departe. Deci n-ai voie nimic. Da, deci din punctul ăsta de vedere ai fost ok. Spune-ne totuși pentru lumea sportului, pentru culturism. Culturismul este un sport poate mai puțin apreciat la noi în România, dar aici văd că chiar în America, în Statele Unite și nu numai, dar cel puțin acest concurs s-au strâns cei mai buni culturiști, după câte se vede aici. Da, așa e categoria pro. Deci eu dacă la anul vreau să iau locul, că vreau să iau locul 1, dacă voi lua locul 1, intru la categoria pro, divizia pro. Ceea ce se schimbă datele, probleme, niște sponsori vor veni de afară și... Dar vreau să vorbesc, dacă se poate, un minut, două despre pregătire. Te rog, chiar te rog. Deci o mare diferență între fitness-ul de întreținere și culturism competițional. Culturism competițional se pregătește 360 de zile pe an. Deci 10 luni se lucrează masă musculară și ultimele 8 săptămâni definirea, ceea ce este perioada cea mai stresată. Acolo mergi pe un regim alimentar foarte drastic, de fără, scăzând carbohidrații ultimele 10 zile aproape de zero pe proteine, 2 antrenamente pe zi în care se vede sală și alergări zilnice ca să poți da. Eu am dat, de exemplu, 22 de kg pentru concursul ăsta. Deci de la 102 pe cântare am avut 79.900. Deci trebuie să ajungi. Deci este, nu că să mă lamentez sau să, clar că voi părea subiectiv, este un chin, cel puțin. Sunt sigur de asta, că nu e. Să dai și 22 de kg în 8 săptămâni, noi americani spune, cât ai dat, în 3, 4 luni, nu, zic, în 2 luni, în fine. Da. Deci ca să facă lumea o diferențiere între fitness-ul de întreținere, noi ajungem la partea de finanțe. Ce înseamnă? Nutriția înseamnă finanțe. Deci aici nu poți să faci o lună pauză, două luni antrenament, o lună antrenament, două luni pauză. Deci aici o săptămână, dacă ai făcut pauză, intri în catabolism și ai dat peste cap munca încă de 3-4 săptămâni. Iar dacă o faci o săptămână și nu ai nutriție, distrugi munca următoare, luna. Mușchiul intră la 3 ore în catabolism. Deci asta se înțeleagă. Catabolism înseamnă să-i dau proteină din 3 în 3 ore. Ceea ce înseamnă bani. Da, e foarte greu, sunt sigur că e foarte greu și foarte costisitor. Tu cum te descurci cu toate astea? Toată lumea se descurcă în principiu greu în ziua de azi cu sponsorizările. Dar vreau să fac o remarcă asupra bugetelor locale. Și nu vreau să fiu interpretat greșit. Banii este al treilea an consecutiv când vin la finalul anului.
Păi să spune cineva, logic, dacă se poate pregăti cineva cu bani veniți în octombrie și când tu trebuie să faci din cel puțin... Eu pregătesc WrestleMania 2014 de luna trecută. Am înțeles. Deci când, când este concursul din 2014? Tot ce în lună? Iunie. Tot în iunie. Deci asta este, de exemplu, în noiembrie este pe Las Vegas, dar nu poți să faci la interval după... Nu poți să ajungi amândouă. Nu e vorba de dietă, nu poți să faci, că trebuie să 6 luni, trebuie să urci iară ca să faci de dietă. E prea scurt timp. Am înțeles. Ca să mergi ăsta din Las Vegas acum în noiembrie. Și deci mergi tot la Miami anul viitor? Da, sau unde se, tot la Miami exact, se ține? Exact, și locul 1 intri la divizia pro, la profesioniști deja. Locul 1 se merge la profesioniști. Dar și aici ai fost aproape, ai fost locul 2. Am fost locul 2, deci locul 1 a avut un campion sud-american, un băiat extraordinar, de modest, din brazilian, dar vă mai spun o chestie, toată lumea era cu sponsor pe ei pe spate, nu vreau să cred că iar ajungem aici. Asta este. Deci omul este antrenor personal în Rio de Janeiro, a coborât de la 130 la 115 pe scenă. Am deci despre asta e discuția. Deci nu ea este fitness sau strand. Deci toți erau cu sponsor, mai puțin tu. Păi ce să spun, nu puteam să pun sponsor Deva, nu? Deva, oraș. Puteai să pui dacă orașul îți dădea bani, era bine. Da. Să, am, la mine scria bodybuilding și trainingul cu România. Și am fost foarte pragmatic. Cum ai fost primit acolo? În general, americanii bodybuilding-ul mănâncă pe pâine, ca să spunem o expresie consacrată. Foarte bine, sunt, sportivi în general sunt foarte apreciați de americani, pentru că ei își dau seama că la nivelul ăla e muncă. Deci nu te poți duce în distracție. Avea venit unul, a venit unul aici. Ca să înțelegeți, de exemplu, la plus 90 și la categoria seniori, au fost 4, că lumea spune câți ați fost, nu e atât de relevant, și cum arăți. Da. De exemplu, nu vreau să fiu rătăcios, dar al 4-lea de acolo spulberă campionul de la noi. Deci asta e diferența. Deci locul 4 de acolo era... Dacă veni aici la naționale, deci nu-i vorba câți ați fost, cum arăți. Am înțeles. Deci e că vorba mai mult de calitate decât de cantitate. Deci au fost 402 concurenți cu toate categoriile, cu foarte multe fete. De exemplu, categoria noastră s-a finala cu 2 ore jumate s-a decalat. Asta înseamnă 4 dimineața ora noastră am fost pe scenă, erau 7 ore diferență. Am înțeles. Drumul a fost greu, 3 kg le-am dat pe drum. Câte zile ai stat? Am stat, pe 3 kg am dat pe drum. A fost dezastru, 18 ore pe Heathrow să stai și... Cât ai stat? 10 zile am stat. 10 zile. 10 zile că așa m-am avut biletul dus întors, am vrut să mai rezolv o treabă, nu s-a putut. Am înțeles. Spune-ne, că suntem aproape de final, spune totul despre planurile tale de viitor. Ce urmează acum? Deci eu mai am în octombrie, pe 26 octombrie, 2 concursuri internaționale la Lugoș Timișoara, Teodorescu Classic și Cupa Libertății, la care anul trecut am luat argint la amândouă. Iar ajung la barea financiară cu pregătirea. Deci banii ne vin la cel mai repede, pe proiecte de finanțare, să zicem, prin 10 octombrie. Problema este acum ce fac. Vă spun sincer, dacă nu era domnul Doda, era dezastru. Deci când a venit din Miami, iar m-a ajutat pe iulie. Toată luna ce am făcut în iulie, am făcut praf pe august, m-am bazat pe o premieră, în fine, care nu mi s-a dat. Am înțeles. Premiera, tot așa, probabil, la sfârșitul anului. Nu o mai dă. Deci am luat gândul de la ea, deci nu. Deci e vorba că eu trebuie să facem niște proiecte de finanțare, luna, săptămâna viitoare le facem, dar problema e că așa este metodologia. Trebuie să stăm toată luna septembrie până se vine următoarea ședință Consiliului Local, se aprobă sumele și după aia ai banii prin octombrie. Valentin, îți mulțumim că ai fost, te mai așteptăm pe la noi și vreau să vii în preajma evenimentului de anul viitor, după ce ești pregătit și știi tot când vei participa și cum, și să ne povestești puțin despre Fitness Universe Weekend Miami Beach 2014, la care sunt sigur că te vei, începând de acum, cum spui tu, îl pregătești de acum acest eveniment. Mulțumesc pentru invitație. Și dacă voi fi în România, voi veni. Mulțumim tare mult. Avem curs valutar, după care Pilates, reclame și revenim. Cursul BNR de astăzi este 1 euro 4 lei 44, 1 dolar 3 lei 32, iar la casă de schimb avem. Un euro se cumpără cu 4,41 lei și se vinde cu 4,44 lei. Un dolar se cumpără cu 3,31 lei și se vinde cu 3,34 lei. Lira sterlină se cumpără cu 5,12 lei și se vinde cu 5,20 lei. Francul elvețian se cumpără cu 3,56 lei și se vinde cu 3,65 lei. Așadar, un scurt moment de mișcare, după care reclame și revenim. Nu uitați, mai avem un concurs ora aceasta, un pui grill de la Vistrimi și cea mai bună dimineață.